Pe scurt, VPOS Challenge partea a doua. Era marți, eu ca de obicei m-am trezit, n-am mers la școală și am plecat să joc în cel mai tare joc din lume, în Minecraft. După câteva ore a intrat fratele și mi-a spus că vrea să filmăm partea a doua cu VPOS Challenge. Eu am spus ok, haide să filmăm, doar să nu mă bat în caz de ceva. Și am continuat să joc în Minecraft. Eu mă jucam în Minecraft, în cel mai tare joc din lume, unde practic mereu distrug toți zombii din joacă. Eu sunt cel mai tare, Motane se joacă? Am o idee super interesantă pentru The Pause Challenge. Fratele a intrat în cameră. Bro, auzi? Da, bro, ce s-a întâmplat? Eu să spun o pauză. Pauză. Bro, te rog, oprește. Nu trebuie să faci asta. Te rog. Nu, sorry, bro. Tu stai pe pauză, dar eu mă aici. Fratele a mers și a luat lipiciul, a revenit și a început. Vin la mine. Bro, bro, te rog, oprește, băi, nu mă lega. Frate. Nu mă lega! Lega, băi, te rog, hai să oprim acest challenge! Haide, gata, ajunge, băi! Bă, serios! Eu nu pot să oprește, oprește, rog frumos, băi! Gata, bro, acum poți să te miști și să mă bați pe mine. Ah, dacă poți, da, desigur. Bro, hai te rog, tai, eu nu pot să mă miști, băi! Hai te rog! Bro! Te rog, e... Hai, papa, papa, ne vedem în altă viață. Băi, te slăpiește, băi, că nu poți mă mișc. Frate, te rog. Te rog. Fratele a intrat la bucătărie, dar asta înseamnă vrea să mănânce. Eu nu am uitat de data trecută când mi-a mâncat kebabul. Mergem după el, am intrat la bucătărie, fratele cu oul în mâini. Bro, stop! Ce vrei să faci, bro? Ai uitat când ai mâncat kebabul meu, a? Să-ți aduc aminte, bro. Eu am uitat, dar tu ce vrei să faci? Oprește-te mai bine, serios. Nu, bro, asta va fi răzbunarea mea. Tu vrei să mănânci ouă acum? Eu te voi hrăni cu ouă pentru toată viața. Ce vrei să faci, bro? Fuck! Fuck! Și, acum îți place să mănânci, da? Ți-a plăcut kebabul meu atunci? What the fuck, e nebunule, termină cu chestia asta, uite ce ai făcut! Oh my god, mai spus... Gura închide! Asta pentru kebabul meu gustos, primește-o! Băi, ești nebun cu tot, scoate, te rog, pauză, băi! Să știi cum să mănânci kebabul altuia, acum rămâi plin de ou, e ca așa, pa-pa! E, frate, te rog, hai scoate pauză, fii om, ai, fii om, te rog! Ce-ai spus? Să fiu om? Am un om, și om? Bine! Ești nebun cu toate! Ești nebun cu toate! Ha. Gata, ai scos pauză, mersi mult! What the fuck, ce-ai făcut, ei nebunule? După așa o Minecraft vreau să beau apă. Am mers la bucătărie, dar unde este apa? Am deschis frigiderul, o sticlă cu apă. Am început să beau, la un moment a intrat fratele și pauză. Mi-a spus pauză. Și îți place apa? E bună apa, a? Îți place? Mai mult niciodată n-o să bei apă. Cred că gata, ajunge. Băi, tu ești prost, câteată, băi! Am mers la mine în cameră și am continuat să joc Minecraft. L-am urmărit pe frate, a intrat în baie, vrea să radă pe față. Am o idee super interesantă. Am intrat în baie și am spus fratelui. Stop, sucă! What the fuck, bro, ce vrei să faci, băi? Termino! Eu ce vreau să fac? O să vieze! Am ieșit din baie, am luat o găleată, am umplut-o cu apă rece, sper că fratele o să supere puțin. Am revenit în baie. Bro, am o surpriză pentru tine. Apa rece îți place? A? Nu, te rog frumos, băi, termino, nu trebuie, te rog, bro, nu trebuie, mi-e mult nic. Bro, după toate cele care eu azi le-am primit de la tine, asta pur și simplu este nimic. Așa că primești! Nu! Nu! Am ieșit din baie, am mers la ieșire, m-am încălțat, am luat cheile și am spus gata. Gata, bro, acum poți să te miști. Ui, scuz, bro. Rahatule, vin la mine. Rahatule, vin la mine. Uite, am închis ușa. Bă, rahatule, deschide ușa. Prostule, te omor. Deschide ușa, ți-am spus. Prieten,
pentru partea a doua, haideți să donăm 5.000 de like-uri și nu uitați să scrieți idei pentru post challenge. Pa!